S-a semnat acordul de parteneriat între Consiliul Județean Vâlcea și orașul Ognele Mari pentru realizarea bazei balneoclimaterice de tratament, prilej cu care s-a alocat suma de 250.000 de lei pentru elaborarea documentațiilor tehnico-economice. Domn primar, vorba aceea, plecăm pe un nou drum astăzi, dar nu vă așteptați că e cumva un drum din ce facem noi în fiecare zi. Este un drum pe care ne propunem să-l parcurgem cu bine, împreună. Semnăm astăzi un acord foarte important pentru Ognele Mari. Cetățenii din Ognele Mari merită respect și am găsit acolo o clădire părăsită. Ne-am hotărât să facem un acord. Astăzi, noi, Consiliul Județean, prin acest acord, alături de primărie, de domnul primar Remusasu, de Consiliul Local, facem primii pași pentru un obiectiv turistic extrem de important din localitate, și anume o bază de tratament balnear cu tot ce trebuie, pentru că apa sărată de aici este aducătoare de sănătate. Prin hotărâre de Consiliul Județean am alocat 250.000 de lei, bani pe care domnul primar și Consiliul Local îi vor utiliza pentru ceea ce înseamnă documentații, pentru că înainte de a face fapte, trebuie să facem metri cubi de hârtie. Domnul primar, răbdare și putere vă doresc. Eu, ca președinte al Consiliului Județean și noi, Consiliul Județean, vă asigurăm de seriozitate și vreau ca în Ognele Mari să avem încă un obiectiv turistic, să salvăm, practic, acea clădire pe care au început să reuni și au lăsat-o și au abandonat-o. Nu mai contează. Suntem băieți tineri și în putere și o să facem ce trebuie la Ognele Mari, astfel încât să avem un nou obiectiv turistic și o bază de tratament modern, o bază balneară. Vom vedea, pentru că din studii va reieși până la urmă forma finală a ceea ce ne propunem să facem la Ognele Mari. Tot ceea ce înseamnă turism în Ognele Mari mă interesează în mod deosebit. Avem două strânduri frumoase, acum unul dintre ele, strandul alb-albastru. Avem pensiuni în Ognele Mari. Ognele Mari reprezintă o atracție turistică pentru tot ceea ce înseamnă România, dar și pentru tot ceea ce înseamnă străin. Pentru că prin ceea ce vrem să facem aici, ne propunem să avem și turiști străini. De altfel, cred că undeva în luna august-septembrie veți vedea, vom avea o vizită importantă unui ambasador unei țări puternice. Nu pot să vă spun acum prea multe detalii, pentru că încă la nivel diplomatic nu s-au finalizat demersurile, dar vom aduce la Ognele Mari oameni interesați să investească în zonă. Până atunci, iată, am pornit alături de Remusasu și de prietenii noștri din Ognele Mari, de cei care sunt interesați de binele stațiunii, acest proiect cu documentațiile pe care trebuie să le facem. Azi pornim la un nou drum alături de Consiliul Județean, drum care presupune dezvoltarea infrastructurii turistice din localitatea noastră prin transformarea ruinei RomTrans, abandonată de 20 de ani, într-o bază balneoclimaterică modernă care să aducă un plus valoare stațiunii Ognele Mari și care să ne pună în topul stațiunilor vâlcene și nu numai. Prin proiect se urmărește continuarea lucrărilor pentru finalizarea unui imobil cu destinația inițială de bază de odihnă și tratament, edificată pe un teren de 13.100 metri pătrați, și dotarea acesteia cu echipamente specifice, precum și construirea unor spații de relaxare și agrement.